Clubul CS Scorpion, sau locul unde se nasc campionii, se află în primele trei cluburi ale Federației Române de Karate. Este a doua casă pentru cei mai mici dintre sportivi, dar și pentru cei care au confirmat deja. Pandemia s-a încheiat, iar circuitul campionatelor a fost reluat. Pe mulți dintre sportivii pe care îi vedeți în imagini, vi i-am prezentat de-a lungul timpului în reportajele noastre. Au muncit enorm și au obținut rezultate spectaculoase. Periodic, echipa emisiunii noastre se întoarce în sala de antrenament pentru a le observa evoluția. Așa se întâmplă și astăzi. Sub îndrumarea lui sensei Cătălin Dumitru, omul fără de care niciuna dintre medaliile pe care le vedeți nu ar fi existat, sportivii vor fi premiați pentru rezultatele obținute la ultimele concursuri. Și de această dată, Nicolae Păun, președintele organizației Partida Romilor Pro Europa, nu a rămas indiferent și a oferit premii în bani, tocmai pentru a încuraja și mai mult succesul sportivilor. Partida Romilor Pro Europa a decis să vă ofere o mică atenție, un premiu în bani și o diplomă de excelență pentru cei care au obținut aceste rezultate remarcabile. Voi trece la premiere și începem cu domnul Moise Leonard, căruia îi acordăm o diplomă de liceu de excelență. Felicitări! Și un premiu în bani oferit de către Partida Romilor Pro Europa și în speță de domnul președinte Nicolae Păun, căruia îi mulțumim că de fiecare dată este aproape de noi. Comănescu Ștefan! De asemenea, felicitări! O diplomă de excelență și de asemenea premiul în bani. Aș vrea să adaug că el vine după o performanță incredibilă, istorică, ar trebui să spun, pentru România. Locul 3 la campionatul european de karate EKF, care s-a desfășurat săptămâna trecută în Praga. Suntem foarte mândri de această performanță și putem spune că este prima din istoria României la categoria Under 21, minus 67 de kilograme. Mulțumim! Felicitări! Urmează domnișoara Monica Antonia, de asemenea locul 1, atât la individual cât și cu echipa la acest campionat european și mondial de șitoriu. Și locul 3 la ediția Youth League, campionatul, un turneu internațional foarte puternic la nivel VKF din Cipru. De asemenea, locul 3. Felicitări! Domnișoara Monica Briana. Și ea este componentă a lotului național și împreună cu Ștefan Comănescu a obținut rezultate remarcabile pentru clubul nostru și pentru România. La acest campionat de la Praga, de care spuneam mai devreme, a obținut locul al cincelea, o performanță de asemenea foarte, foarte importantă. Mulțumim, felicitări și la cât mai multe medalii! Domnul Celnea Alexandru, de asemenea, primește o diplomă de excelență. Felicitări! Și premiul în bani. Locul 1 la campionatul european și mondial. Și atât la categoria minus 75 de kilograme seniori, cât și la Under 21. Domnișoara Pavel Livia. Locul 1 la categoria Under 21. Felicitări la plus 68 de kilograme. Și premiul bani. Felicitări. Dragan Robert. Locul 2 la acest campionat. Felicitări și să sperăm că este doar începutul și pentru tine. Felicitări! Am văzut aici o festivitate de premiere a unor concursuri foarte importante. V-aș întreba, după pandemia care s-a încheiat, despre a câta competiție vorbim? Este prima competiție de acest nivel. Am mai avut două competiții de nivel intern, dar la nivel internațional
cele două competiții, campionatul european și campionatul mondial, s-au ținut ambele în aceeași perioadă, tocmai din cauza pandemiei. Campionatul mondial ar fi trebuit să fie anul trecut și datorită pandemiei a trebuit să îl mutăm în aceeași perioadă cu campionatul european. Din acest motiv am participat la două evenimente în aceeași perioadă. Toți sportivii mei practică acest sport, toți sportivii din grupa de performanță, de minim 10 ani. Și sunt campion național aproape an de an pe categoriile lor de vârstă și greutate și au și rezultate internaționale. Cel mai mare rezultat sau cele mai mari rezultate sunt la nivel EKF. Este greu să ajungem la aceste performanțe, efortul este mare, eu sunt destul de sever și destul de dur la antrenamente pentru că altfel n-am reușit să facem performanțele astea. Ei continuă să vină cu plăcere și să obțină rezultatele acestea care sunt demne de luat în seamă. Sunt rezultate importante. Chiar tot respectul acum pentru David Popovici de la Înot, este un mare sportiv, un mare talent, felicitări lui și antrenorilor săi, dar ar trebui să, ca presa să se uite puțin și în altă parte, nu numai la fotbal și acum doar la Înot, mai sunt și alte sporturi care merită mediatizate. Antrenamentele încep cu vârsta de 5 ani și jumătate, 6 ani, tocmai pentru că noi avem un limbaj specific, limba japoneză, și copiii trebuie să fie capabili să înțeleagă acest limbaj. Comenzile se dau în limba japoneză și ei trebuie să fie să poată să execute ceea ce le prezentăm noi. Comenzi, poziții, lovituri, toate sunt în limba japoneză și atunci nivelul de înțelegere al copilului trebuie să fie puțin mai ridicat. În cât timp se poate ajunge la performanță? Depinde de fiecare copil. Primul meu campion național a fost la 6 luni de la după ce a început să practice karate. Dar depinde de fiecare copil de cât de repede asimilează informațiile. Cum vin acești copii și cum se transformă ei ulterior? Ce învață efectiv în clipa în care intră pe acea ușă? În primul rând, devin mai disciplinați, sunt mult mai atenți la stimuli, au încredere mai mult în ei. Sportul salvează destine și știu că aici, la aceste Scorpion, ați avut o serie de copii cu foarte mult potențial, dar care nu proveneau tocmai din niște medii foarte bune și sportul, iată că i-a salvat. Așa este. Toți campionii pe care îi avem
au în spate niște povești extraordinare. Ei, într-adevăr, provin din medii defavorizate și cu foarte multă muncă, cu seriozitate, au reușit să își schimbe viața. Chiar este vorba chiar de Moise Leonard, de Cristi Mihalache, de Ștefan Comănescu. Ei sunt copii care sunt învățați cu greu, să spunem așa. Au trecut prin momente destul de grele în copilăria lor și probabil că și asta i-a făcut să fie mai ambițios și să își depășească condiția. Poveștile lor de viață inspiră și aș vrea să vă întreb dacă această sală de antrenament reprezintă și, să spunem, o sală de terapie, cumva. Dacă vorbiți cu ei, dacă le sunteți și prieteni, nu doar instructor. Da, mie așa îmi place să cred că le sunt și prieteni. Sunt probabil ca un al doilea părinte pentru ei. Ne implicăm în toate problemele pe care le au ei, de la școală, de la familie, de la antrenament, încercăm alimentație, încercăm să ne ocupăm cât mai bine de ei și eu chiar țin la ei ca la propriul meu copil. S-a întâmplat vreodată ca unul dintre acești sportivi să-și piardă speranța și să vă spună că nu pot continua pe acest drum al performanței? Poate că s-au gândit la un moment dat să renunțe, dar numai din cauza unor probleme care țin de tot de sport, din cauza unui arbitraj care i-a defavorizat la o competiție sau astfel de probleme, nu din alte motive. Întotdeauna ei și-au dorit să facă sport, să facă performanță, vin cu plăcere la antrenament și se văd și rezultatele. Dincolo de a fi instructor, Cătălin Dumitru este un om care inspiră. Sportivii săi se simt atât de bine în sala de antrenament pentru că știu că sensei a început de jos și a trecut prin foarte multe greutăți. Nimeni nu-i poate înțelege pe copiii și adolescenții pe care îi educă mai bine decât o face el. Cătălin Dumitru s-a lăsat ghidat de o forță interioară călăuzitoare și de maestri în karate. Noi ne aducem aminte cu mult drag de începuturile sale și ne dorim ca cei care privesc imaginile următoare să înțeleagă că există speranță, chiar și acolo unde totul în jur pare sumbru și întunecat. În anul 2000 am participat la campionatul mondial de la Oradea, unde am ieșit campion mondial. Prima medalie importantă în Germania, în anul 2002, locul întâi la individual și locul întâi la echipe. Culminând cu câștigarea titlului de campion european încă o dată, în anul 2008, povestea mea începe într-o garsonieră în sectorul 6, în cartierul militar, locuind alături de părinții mei și de fratele meu, care este mai mic cu 2 ani decât mine. Am crescut cu cheia de gât, toată lumea era la fel atunci. La scurt timp după ce am intrat la școală, am ajuns și la karate. Mi-aduc aminte, la început aveam un kimono făcut din cearșaf. După aceea, antrenorul meu, văzând că am progresat atât de tare, mi-a făcut cadou un kimono original, de care eram foarte, foarte mândru. Cum te simți când elevul tău te depășește sau te-a depășit? Eu l-am considerat, cred că, mai mult decât copilul meu. Cred că i-am dat și ceva are și ceva din sufletul meu acolo. Și niciodată n-a trebuit să-i repede două ori. Vezi că n-ai făcut 4 flotări sau n-ai făcut 5 genoflexiuni sau n-ai făcut kata sau... În anul 1998 am ajuns la Dinamo. A mai fost un eveniment destul de important, anul ăsta a fost plin de evenimente. Tatăl meu a plecat în Israel, în construcții, era muncitor în construcții și este încă. A plecat în Israel și după câțiva ani a reușit să strângă bani să ne luăm o casă din garsoniera aceea unde eu
și fratele meu dormeam în bucătărie. Ne-am mutat în cartierul Ferentari la 3 camere. Ce vă spuneați atunci când nu mai puteați sau când aveați în jurul dumneavoastră exemple de reușite facile, să le spunem așa? Mi-am găsit întotdeauna modele de a... modele pozitive și am încercat întotdeauna să nu las oamenii să mă influențeze negativ. Mi-am trasat obiectivele și cu orice preț am încercat să ajung să le îndeplinesc. Practic acest sport de la vârsta de 7 ani jumate. Și de la 7 ani jumate vii de câte ori pe săptămână la sala de antrenament? De 4 ori pe săptămână. Este dificil să te antrenezi atât de mult? Nu este, pentru că m-am obișnuit. Dar până să te obișnuiești, cum era? A fost un pic greuț, dar m-am obișnuit și acum fac față la efort. Ce a fost mai greu, să te disciplinezi mental sau să ți disciplinezi corpul? Să mă disciplinez și mental, dar și fizic. Spune-mi dacă sportul te-a ajutat să te ții departe de anturaje nepotrivite. M-a ajutat foarte mult, în primul rând cu disciplina. M-a ajutat cu dezvoltarea musculaturii și să am un corp sănătos. La sală, ți-ai făcut prieteni printre ceilalți sportivi sau e vorba numai despre competiție? Am și prieteni la sală, îi pot numi ca pe o familie, în primul rând, și la competiție am prieteni, dar în meci sunt adversari. Cât de departe ți dorești să ajungi în performanță? Îmi doresc să ajung la Olimpiadă. Cât este de dificil să faci performanță în acest sport? Este destul de dificil, dar cu timpul m-am obișnuit. La început mi-a fost mai greu, dar cu timpul am reușit să depășesc aceste obstacole. Ce anume ți-a fost mai greu? Conduita mentală sau poate rigorile pe care le întâlnești în sala de sport, disciplina fizică? Mi-a fost mai greu, având în vedere că antrenamentele sunt destul de grele, efortul este foarte mare, iar școala și antrenamentele mi-a dat ceva bătăi de cap. Trebuie să înveți să gestionezi între școală și antrenamente. Pentru că vin direct de la școală, vin direct la antrenament și mi-este destul de greu, dar mergem înainte. În privința domnului instructor, este sever, nu este sever? Este sever atunci când trebuie. Consider că ne instruiește foarte bine pe fiecare și atunci când este sever, acționează cel mai bine. Povestește-mi puțin despre rezultatele tale, care s-au obținut cu foarte, foarte multă muncă. Cea mai mare medalie a mea este la Youth League, am luat locul 3, mi-am dorit foarte mult, a fost cea mai mare performanță mea până acum. Mi-aș fi dorit să iau și la cadet, dar încă n-am reușit să ajung pe podium. A fost, nu știu, cel mai frumos moment al meu când am luat locul 3, pentru că chiar am muncit foarte mult să ajung acolo. Părinții mei mă simt foarte mult în acest sport, pe partea să le și mulțumesc. Mă încurajează foarte mult, îmi spun că sunt bună, că pot și încă încearcă să mă încurajeze cu cât mai multe felicitări. Și unde te vezi în următorii ani? Nu știu, undeva departe. Probabil la Olimpiadă aș vrea să ajung. Cât de dificil a fost să obții o astfel de medalie? Mi-am dorit în primul foarte mult și am muncit din greu și cu ajutorul părinților care m-au susținut și antrenorului am reușit să aduc o asemenea performanță. Din păcate n-am reușit să aduc medalia, dar este un pas
foarte mare pentru mine și sper ca la următorul EKF să aduc medalia de aur. Încerc să nu lipsesc la antrenamente, chiar dacă am teste, teze și așa mai departe. Încerc să mă axez pe amândouă, să fiu din ce în ce mai bună la ambele. Mă gândesc în primul rând la cât de mult am muncit și la cât de mult presiune este pe spatele meu, pentru că toată lumea are încredere în mine că pot. Și m-am antrenat din greu și știu că pot să aduc multe medalii. La ce vârstă ai pășit în sala de antrenament? Cred că aveam 8 ani, eram în clasa a doua. Atunci ai descoperit pentru prima dată karate. Da. Și de atunci nu ai vrut să-l mai lași? Nu, pentru că mi-a plăcut din prima. Am fost surprins când îi vedeam pe cei mari că făceau. Era spectaculos și îmi place și acum foarte mult. Poate chiar mai mult. În spatele acestor medalii sunt și sacrificii, dureri, pentru că fără sacrificii și dureri n-ai cum să câștigi, să obții medalii. Da, am și o dietă așa, dar nu chiar strictă, am un echilibru și la antrenamente cred că fac 9 antrenamente pe săptămână, 7 cu clubul și 2 suplimentare. Te-ai lovit până acum vreodată mai rău așa? Da, am avut piciorul în gips, ambele picioare și mâna și mă doare și acum piciorul. Dar un luptaș. Pe Ștefan Comănescu vi l-am prezentat de asemenea în reportajele noastre. Cu o poveste de viață emoționantă, Ștefan a uimit încă din primii ani ai copilăriei prin determinarea cu care vorbea despre karate și a proiectat succesul cu forța minții încă de la 7 ani. Și iată că timpul a demonstrat că este un învingător. Este mândria antrenorului său, este mândria familiei sale, dar mai presus de toate, Ștefan este demn de toată lauda, pentru că a reușit să facă performanță din nimic. Fac karate de 3 ani și cel mai mare vis al meu este să ajung campion mondial. Și o să fiu un om cunoscut, o să fiu un om mare. Păi, Ștefan este multiplu campion național, are locul întâi la Cupa României și locul întâi aproape la toate competițiile la care participă. Aici este o altă atmosferă față de ceea ce găsești acasă, depun mult efort cu toții, dar când ajung acasă, din păcate, găsesc un alt mediu din care noi facem tot posibilul să-i putem să-i scoatem de acolo. După cum ați văzut, sportivii mei sunt foarte implicați, foarte muncitori, au o dorință foarte mare de a ajunge pe podiumurile internaționale, la cel mai înalt nivel. Noi suntem un sport olimpic și ne dorim să ajungem în viitor la Olimpiadă. Tocmai de aceea ei spun că cea mai importantă medalie sau cel mai important rezultat pentru ei este acela la turneele internaționale Youth League, campionatul european și mondial de karate EKF, respectiv VKF. Acesta înseamnă cel mai înalt nivel posibil al karateului. Noi, ca și Federația Națională de Karate, este singura Federație Olimpică, afiliată la World Karate Federation, și acolo este cel mai înalt nivel la care noi putem participa și unde avem rezultatele acestea. Știu că aici Cristi Mihalache deja îi antrenează pe cei mici, avem și grupă de începători. Transmiteți-le un mesaj părinților de acasă, de ce să vină cu toată inima, cu toată deschiderea la acest club și să își lase copiii pe mâna antrenorilor dumneavoastră? Noi îi așteptăm cu cea mai mare plăcere pe cei mici. Avem două grupe de începători, deocamdată
și vor urma și altele, o grupă de avansați și o grupă de performanță, iar pentru cei mici îndemnul este să vină, să vadă despre ce e vorba. Aici vor găsi un mediu prietenos, unde se vor putea dezvolta fizic și psihic armonios, vor avea parte de o educație în stil marțial și o să-și dezvolte mintea și psihicul într-un mediu care este diferit de ceea ce se vehiculează prin cartier.